una dintre cele mai frumoase actrie din România a ajuns în echipa premierului Viorica Dencil. Manuela Harabur pe post de consilier onorific. Manuela Harabur a fost desemnat consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dencil publicat miercuri în Monitorul Oficial. Într-o altă decizie a premierului, Andrei Ignat a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, sublinierea F al Departamentului pentru Armamente în cadrul MAPN.